Salutare fraților și bine am găsit la un nou episod de Dead by Daylight. Ne aflăm pe mapa Auto Heaven Records și să sperăm că vom reuși să câștigăm acest match. Fraților, nu plănuiam să filmez acum, sincer să fiu, deoarece mă simt extrem de groaznic și nu știam dacă pot filma sau nu. Însă am spus că să încerc și da, spre deosebire de alte tactici pe care le folosesc anumiți YouTuberi și pe care și eu mai folosesc din când în când, nu prea vreau să filmez multe episoade cu Dead by Daylight și să le postez după aceea, deoarece mie îmi place să vă țin la curent cu toate noutățile și ce altă cale este mai ușoară de a vă ține la curent cu noutățile decât să postez episodul făcut în ziua respectivă. Așa că am zis că totuși să încerc să văd ce se întâmplă, dacă reușesc să filmez și dacă mă voi simți ok încât să reușesc să duc acest videoclip la capăt. Deci îmi pare rău dacă nu va ieși perfect, însă eu îmi dau toată silința. Și da, să vedem ce reușim să facem. Deci pe aici a fost prima dată. Aha. Nu voi campa. Sabada! Bum! A face intenționat cumva? Sau sunt ciorile? Aha, deci ai luat-o pe aici. Ok, te-am văzut, Jake. Păi, asta te-ai decis tu să faci, Jake? Ok, arată pe partea cealaltă, dar... haideți să vedem dacă îl vom găsi. Și cum am spus, dacă nu vorbesc foarte mult, fraților, îmi pare rău, însă încerc să fac tot posibilul să fac acest videoclip cât mai bun. Așa. Cealaltă este acolo. Păi fugi, dar eu tot te văd. Păi da, sper că nu ai crezut că te las așa ușor. Și tu crezi că îi dai heal? Așa, haideți să îl punem pe tipul acesta în cârlig. După care mergem după cealaltă. Am auzit pe cineva aici, dar nu îmi pasă. Vom merge după cealaltă tipă. Să o găsim și pe ea. Haide, nu te mai ascunde. Deoarece nu îmi place să mă joc, v-ați ascunsea. Și altcineva pe aici, fraților, bavila la bavila asta. Păi ce faci, hotărăște-te. Așa, în sfârșit, ai zis că mergi la tipul celălalt, ok. Dar din păcate aceasta va muri. Iar eu voi merge direct spre voi, să vedem ce se întâmplă. Și voi încerca să găsesc niște addon-uri mai perfecte pentru The Nurse. Să vedem ce se întâmplă, dacă reușim să scoatem și noi ceva bun din ea, să vedem dacă reușim să... Sunteți pe aici? Da. Ghinion. Pe aici ești. De știu. Ce vreau să spun, să vedem dacă reușesc să mă teleportez și eu mai... departe și nu așa puțin, deoarece e o distanță destul de mică, sincer să fiu. Și am văzut că se poate și mai bine și dacă se poate, de ce să nu. Acum întrebarea este unde s-a dus tipul de aici. Aha, idee proastă.
Asta a fost o idee și mai proastă. Să-mi faci tu mie asta. Să-mi faci tu mie asta a fost o idee și mai proastă. Mai vrei să ne jucăm așa, Dwight? Mai vrei să ne jucăm așa, Dwight? Crezi că mă pierzi? Nu mă pierzi, Dwight. Haideți să fim cu urechile în patru. Ha ha ha. Ok, ne jucăm puțin cu el. I-am auzit pe ceilalți acolo. Și aud pe cineva și aici. Ok, haideți să mergem în partea aceea. Fac acea tactică cu 99. Și pe ăsta îl lasă 100% 99. Înțelegi ce se vreau să zic, dar... Nope. Și vom sta și noi puțin aici. Să vedem ce se întâmplă să... Ok, acolo dacă nu mă înșel... Da, aia e așa. Dacă doi sunt aici, de ce să nu? Aha, haideți să îl prindem și pe al treilea. Nope. Ok, păi ideea acum este ce vrei mai mult de atât. Dacă au fost cam, să zicem, nu tactici, dar nu au știut ce să facă și nu am nimic de spus decât că cum se cheamă, Spice from the Shadows este OP. De ce ai făcut asta? De ce ai face asta? Mai mult timp să-l ducem spre basement acum. Ok, haideți să spargem și asta. Așa. Să-l ducem spre basement. Ne trebuie Iron Grasp 3, fraților. Nu-mi pasă, ne trebuie Iron Grasp 3. Ceea ce nu prea reușesc să găsesc, dar... Ok, acum să vedem partea în care l-am omorât și pe celălalt tip. Era pe acolo, dacă nu mă înșel. Nu, era în partea aceea. Ok. Să mergem să-l găsim și pe el. El probabil va fi mai deștept după aceea. Probabil a fost destul de deștept să se... ascundă și dacă nu, păcat. Acum ideea este să vedem. Ții minte? Aha, ok. Cum v-am spus, fraților, Spice from the Shadows OP este superb să ai Spice from the Shadows. Te ajută foarte mult, părerea mea. Cum am spus, este părerea mea. Acum unii pot zice că nu, alții pot zice că da. Hai să vedem dacă reușim să ajungem acolo. Deși nu cred. Nu. La fel, de ce ai făcut asta? Nu te înțeleg. Fraților, nu faceți ce fac acești tipi. Să te ascunzi într-un colț exact după ce ai scăpat de... asistentă, nu este o idee extrem de bună, deoarece ai timp să fugi și după ai timp să te și ascunzi, și mai ales dacă ești și mag și ai sprint burst, este foarte ușor să scapi. Ok,
haideți să ne mai jucăm puțin cu teleportul. Mai avem aici un hook. Așa. Haideți să vedem ce zic și ei în chat, să vedem dacă este un GG sau sunt sărați, să zicem așa. Eu le voi spune un GG. N-am de ce să nu. Au jucat ok, tipul acela de rank 1 a dat rank up. Mă, nu mai ai cum să dai rank up de la rank 1, dar înțelegeți voi. Deci, Saboteur 3, Saboteur 2, Saboteur 3. Da, tocmai de asta ne trebuie Iron Grass 3, fraților. Chiar dacă eu personal nu mai vreau să folosesc Saboteur, deoarece este un perk destul de, să zicem, nefolositor acum. Deoarece l-au nerfuit extrem de mult. Nu numai că nu mai iei 1000 de puncte, însă acum killerul poate să te vadă când ai terminat. Și ok, să zicem că să te vadă era ok înainte, când puteai să apeși pe 1 sau pe 2 și terminai acțiunea și puteai pleca în treaba ta și chestii de genul. Însă acum, fraților, trebuie să aștepți o perioadă întreagă de 3, nu sunt sigur dacă este 3 sau 5 secunde, însă undeva pe la limita aceasta de timp, trebuie să aștepți până se termină acțiunea aceea și nu este plăcut deloc, deoarece dacă este asistenta a venit la tine în mai puțin de 2 secunde, iar dacă este orice alt killer, tot va avea timp să ajungă la tine și să te plesnească măcar o dată, după care poate să te urmărească și vei muri cu siguranță. Haideți să vedem și ce perk avem acum, deoarece am uitat. Unde este? Nurse is calling 3. Ok, este bun, însă Nurse is calling 2 este ok pentru mine momentan. Haideți să punem niște puncte pe Meg. Avem nivel 6. Și ok, acum o să avem nivel 7. Vreau Sprint Burst, fraților. Și da, Kindred. Nu este un perk rău să-l ai, Kindred, dar nici foarte bun. Te ajută enorm atunci când vrei să cooperezi cu coechipierii tăi, dar nu extrem de mult. Însă cred că cam atât pentru acest episod, fraților. Îmi pare rău, sincer îmi pare rău că nu am putut să-l fac mai lung, însă sper să mă înțelegeți. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share pentru că m-a ajutat extrem de mult și nu uitați să dați subscribe în cazul în care doriți să stați la curent cu toate episoadele de pe acest canal. La revedere!